Bună dimineața, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și ca Duhul Sfânt să vă dirigeze, să vă orienteze de acord cu voia Lui, ca fiecare să aibă minte, să aibă judecată, să asculte și să culeagă roadele ascultării, pentru că roadele rebeliunii sunt crude, dure, sunt rele, sunt, să spunem așa, roadele neascultării, are rebeliunii, fac persoanele să simtă doar o mică senzație a ceea ce se întâmplă în infern. Ceea ce se întâmplă în infern. Chinul veșnic. Atunci toată durerea, toată suferința, toată mâhnirea, tot ceea ce persoana trece în punctul de a dori să termine cu viața ei, este doar un mic miros a ceea ce se întâmplă acolo în infern. Și noi lucrăm pentru a duce persoanelor cuvântul lui Dumnezeu ca ele nu doar să se elibereze de rău sau de roadele neascultării, cum și de asemenea să se elibereze de infern. A fost asta ceea ce Iisus a venit să facă. El a venit exact să facă asta. El vrea să termine cu această durere pe care tu o ai. El vrea să termine cu această suferință, pentru că El suferă. El e Tată. El e Tată. El e Fiu. El e Duh. Și El suferă cu suferințele noastre. Și cea mai mare suferință a Lui este exact asta. Doamne, eu am dat totul de la mine ca ei să nu sufere, dar ei nu vor. Ei mi-au dat spatele, mi-au întors spatele, atunci El suferă. E ca un tată care își iubește fii, ca o mamă care își iubește fii, ea nu vrea să-i vadă în suferință. Atunci ea face de toate. Și orice, ea face orice lucru pentru a împiedica să sufere. Totuși, după ce ei cresc, copiii cresc, nu există altă cale. Ei vor culege consecințele rebeliunii, ca mama sau tatăl, cum mama sau tatăl sau părinții au cules. Dar părinții care au cules roadele încearcă să salveze copiii. Încearcă să-i orienteze, încearcă să-i ajute. Dar ei, de asemenea, când cresc, fac același lucru. Același lucru. Atunci, când noi citim Biblia, noi avem ideea, nu doar ideea, ci și orientarea de cum putem să ne eliberăm de virusul morții, de virusul suferinței aici pe pământ. Și de eternitatea infernului. David este un exemplu clar, clasic, pentru că el, ca rege, el avea toată puterea, toată autoritatea, el avea putere în toată țara. El era figura numărul unu, să spunem așa. Cel atotputernic în Israel. Dar când el a căzut în greșeală, în păcat, nimeni nu l-a putut scăpa. El nu a avut condiții, el nu a avut autoritate, el nu a avut puterea pentru a scăpa de acel rău pe care și l-a cauzat și l-a cauzat altora. Chiar fiind rege, chiar având condiții financiare, autoritate. El a folosit autoritatea lui pentru a încerca să ascundă, să macheze păcatul său, dar nu a existat cale. Păcatul e rău. Și cine comite păcatul, se unește cu păcatul, se unește cu răul. Și răul va folosi
a obediență do ascultarea slujitorului sau sclavului său pentru a-l pedepsi, pentru a-l face să sufere, să gemă, să geamă. Asta răul vrea să facă. Dar David a avut un lucru în favoarea sa. El avea o inimă blândă, o inimă temătoare față de Dumnezeu. Atunci el a văzut, el a căzut în realitate și a spus: nu există altă cale, nu am altă ieșire, nu există altă ieșire. Atunci el s-a întors la Dumnezeu. Și uite ceea ce el vorbește în rugăciunea sa. El spune așa: Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul pentru că am păcătuit împotriva ta. Ceea ce înseamnă că sufletul, boala sufletului, virusul morții, al suferinței inimii, se datorează păcatului. Păcatul este cauzatorul întregii suferințe pe care persoanele le au și le trăiesc. Atunci, el spune în rugăciunea sa: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. El nu doar și-a mărturisit păcatul, ci a, și-a mărturisit și fără de legea, de a trimite la moarte pe slujitorul cel mai fidel al său, ca să pună pe slujitorul său cel mai fidel în fața bătăliei și să moară, ca să se poată căsători cu femeia lui. Toată lumea știe despre asta. Eu ți-am mărturisit păcatul meu și nu ți-am ascuns fără de legea mea. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. În alte cuvinte, pentru a rezolva problema virusului morții, pentru a rezolva problema inimii, doar mărturisirea păcatului. Dacă există vreun lucru care te incomodează, dragul meu, draga mea, dacă este ceva ce nu te lasă în pace, e păcatul tău. Păcatul tău. Păcatul nu lasă pe nimeni liniștit, nu îi lasă în pace. Într-adevăr, Dumnezeu însuși a spus asta: cel stricat nu are pace, adică păcătosul nu are pace. Cât el se menține păcătos, nu are pace. Dar când el mărturisește, când el își sfâșie inima și spune: o, Dumnezeul meu, el mărturisește cu sinceritate, pe moment vine iertare, pe moment el rămâne vindecat. Pe moment rămâne vindecat, inima lui, sufletul lui rămâne vindecat. Problema este că ființa umană e atât de orgolioasă, atât de orgolioasă încât nu vrea să recunoască. Și așa suferă și suferă și continuă să sufere. Dar tu, dragul meu, draga mea, care ești înțelept, înțeleaptă, tu care gândești, tu nu vei dori să cari acest blestem de durere a sufletului tău pentru tot restul vieții, nu-i așa? Atunci caută un colțișor, un colțișor foarte rezervat. Poate să fie chiar baia și acolo plânge în prezența lui Dumnezeu. Vorbește cu el, el te vede.
El are ochii lui atenți asupra tuturor celor care îl invocă, îl cheamă cu sinceritate. Fă asta, fă-ți un bine, nu rămâne în dependența preotului, pastorului, a episcopului Macedo, a domn episcop, roagă-te pentru mine, rezolvă problema. Nu, nu fă asta. Tu trebuie să depinzi de Dumnezeu. Este El cel care îți va rezolva problema. Nimeni nu-ți poate rezolva problema. Nu există medic, nici pastor, nici preot, nici bărbat al lui Dumnezeu, nici profet. Exact. Doar tu însuți, pentru că doar tu poți decide să te întorci la Dumnezeu, cum a făcut David. El a spus, atunci mi-a mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Fă asta, dragul meu, draga mea. Nu costă nimic. Ce te va costa? Ce te va costa să faci asta? Ce te va costa? Oare e foarte deprimant pentru tine să pui genunchi în pământ și fața de asemenea și să vorbești cu Dumnezeu? O, Dumnezeul meu, m-am săturat să sufăr, ofer viața mea pentru tine. Fă din colțișorul tău un altar și pune toată viața ta acolo, toate sentimentele tale, toată durerea ta, toate plângerile tale, toate înaintea lui Dumnezeu. Și tu vei vedea că Duhul Sfânt va veni asupra ta, va veni peste tine, oricare ar fi locul. Nu e nevoie să fie necesar neapărat la altarul bisericii. Poate să fie acolo în casa ta, acolo unde tu ești. Fă asta, nu pierde timpul. Pentru că atunci când noi manifestăm credința, când manifestăm smerenie, sinceritate, Dumnezeu ascultă și răspunde pe moment. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și pe mâine, numele Domnului Iisus. Amin.